de fapt. Ai o atitudine mult prea agresivă. Eu nu știu și vreau să ai grijă la felul în care reacționezi, pentru că te dau afară. Dacă nu suntem în stare să vorbim ca niște oameni normali. Încerc. Steroizi, au luat mințile și de aia. Uite, băi, băiatule, bă, hei, ești foarte obraznic. O să vă rog să luați loc. Cuvinte. Dar vă rog eu frumos, spuneți să-și mă facă cuvintele, că nu se poate. Cătălin, o să te rog să-ți lași la baliera. Cristi, te rog să stai jos. Cătălin, o să te rog să lași la baliera jos și să ieși din emisiune acum. Așteptăm afară. Cătălin, te rog. Ești foarte obraznic. Te trage de păr. Mie vine Cristi, să râd mai ce înseamnă așteaptă-mă afară, că acum te duci după el? Chiar nu vă e rușine? Îmi cer scuze. Chiar nu aveți nici măcar așa niște noțiuni elementare despre bunul simț? Păi bune, chiar de față aici, doamna bună, fără. Mă provoacă și eu știți cum e. Eu întotdeauna v-am respectat, eu întotdeauna v-am ascultat, eu întotdeauna zic că am fost de bun simț în fața voastră. Corect. Aștept măcar respect, nu altceva de la voi. Mi se pare că nu aveți deloc atitudinea potrivită. Ce, Doamne iartă-mă, parcă am fi de grădiniță și ne batem pe o jucărie. Parcă sunteți într-o haită și toți vreți să fiți mascule alfa. Despre ce vorbim aici? Nu putem avea un pic de minte și să fim un pic mai cerebrali? Și le tratați pe fetele astea de parcă ar fi niște jucării în mâinile voastre, dar chiar nu vă e rușine? Dumitrița. Eu sunt puțin surprinsă, adică aseară mă ținea de mână și acum îmi spune că a intervenit ceva. Adică... Știi foarte bine la ce mă refer. Ești mincinos. Știi foarte bine la ce ești mincinos și pervers, asta ești. Probabil. Te rog, păi să ai grijă și tu la limbaj, Dumitrița. Nu, probabil, sunt. Sigur. Ești fake și atât. Și tu și ea. Dar la ce te referi, Dumitrița? Știu ei mai bine. Dar de ce? Ce vină are? Livia? Da, și Livia. Ce vină are Livia? E fake și atât. O să vorbesc mai mult când o să mi se confirme ceva. Măi, Dumitrița, nu poți să faci o afirmație fără argumente. Dacă ai argumente, spune. Da. Dacă nu, taci din gură și nu mai faci afirmații fără fundament. Am o teorie. Ea s-a despărțit de Cătălin în momentul în care a intrat Cristi în casă și a zis că îl place. Și atât am despus. Păi stai puțin, că ea acolo, când o ajută la ce abdomene sau eu știu, ea l-a refuzat. Ai mai, Alex. Alex, am avut... Zici că ești torb. Cu picături în ochi. Nici nu puteam să arunce brațele, îți dai seama că... Acum am zis că joacă teatru Livia, dar în fine, eu am văzut altceva acolo. Deja are perucă, deja joacă teatru. S-a trezit, Tavi, ăsta-i prieten cu tine. Bun, hai să discutăm... Da, e fratele meu, e. Așa... Hai să discutăm și cu Livia, că e de față, vorbim de parcă ea ar fi plecată de aici. Păi e plecată. Livia. Că asta nu e Livia pe care eu o cunoșteam și Livia care mi-era prietenă, n-ar fi făcut n-ar fi stat niciodată în fundul gol în fața băiatului pe care îl plac. Și atât am de spus. Da, interesant opinie. Eu nu știu să fi stat Livia în fundul gol. Înseamnă că n-ați văzut bine imaginea, așa era îmbrăcată. Ce, dacă asta vi se pare normal, mie nu mi se pare normal. Cum era? Mie mi se pare că era într-un echipament corespunzător pentru sală. Mie nu. Livia, te ascult. Era o bucățică de material. Da. Și am îmbrac de când am intrat în emisiune. Dacă alte haine nu am, îmi pare rău. Puteți să faceți chetă, să cumpărați voi. Ai alte haine. Nu am nimic de zis. Dumitrița era că... prietena ta, așa a zis. Deci, da, și eu m-am confesat ei și am spus că îl plac pe Cristi și ea mi-a spus că băi, nu pierde timpul și nu știu ce, prietena mea, chipurile, da? Și apoi stă și face fitness. Dar nu ți-e rușine? Nu mi-e rușine să fac fitness, nu. Nu? Dar ar fi trebuit să te ridici să pleci. Dacă tu ești doamna aia, știi, cu demnitate și nu știu ce, și dădeai lecții la toți pe aici, ar fi trebuit să pleci în momentul în care el a venit acolo. Dar măi, bine și acum vreau să vă spun un lucru. Mie mi se pare foarte ciudat faptul că mulți dintre voi arătați cu degetul către Livia. Livia este o femeie singură. Nu are o relație, din câte știu eu. Nu a făcut vreun pas către Cristi și nu ea ți-a sabotat relația, Dumitrița. Dar nu era vorba de nicio... L-a și avertizat să nu mai pună mâna pe ea. Da. Râzând și stând acolo, da? Mie dacă nu-mi convenea, plecam. Dar cum a făcut cu Larisa când a încercat să... Vai, ce crize! Și cu Larisa și cu ea, nu mai putea de criză. Cum a intrat Cristi, vai, stească, mă despar leșind că nu mai suport, plâng pe aici. Până atunci a dat cu apă, nu mai avem 10 ani.
S-a legat de toată lumea. Exact. Cum a intrat Cristi, se desparte, chiar nu mai suportă. E extraordinar. În condițiile în care știa... Despre ce vorbim, că nu suntem mori din casa asta. Dacă și ea era cu adevărat prietena mea, înțelegea... Crizele din cuplul lor, vreau să vă spun că au început chiar înainte de sărbători, dacă nu mă înșel. Livia, greșesc cu ceva? Se putea despărți atunci. Da, m-au deranjat mai multe lucruri la Cătălin și de asta am decis să mă despart de el. Nu. Când vreodată m-aș despărți... Știu că v-am tot întrebat eu chiar în preajma sărbătorilor. De ce nu stați unul lângă altul? Dacă s-a întâmplat ceva... Cred că da, de atunci. Au fost momente de tensiune, chiar înainte de sărbători. Da. Da, aș vrea să te aud și pe tine, aș vrea să aud și punctul tău de vedere, pentru că mi se pare așa că ați băgat-o cu toții într-un colț. Da, și... da, ea era disponibilă de când era cu Cătălin, despre ce vorbim. De ce afirmi treaba asta, Dumitrița? Așa față de toți bărbați. Dar de ce o spui acum și n-ai spus-o la momentul respectiv? Pentru că acum, da, este Cristi. Eu am fost... Concret. Da. Pentru că o influențează pe ea și o deranjează, că dacă îi spuneai de atunci, poate... Normal, acum am fost eu impactată. Păi da, dar ai făcut bine. Mădălina are dreptate. Păi nu, dar ai făcut bine tu. Dacă tu vezi că e deschisă, îi spui atunci și zici, băi, fată, mă deranjează asta la tine. Tu ai intervenit doar când te-a influențat pe tine cu Cristi. Păi normal, atât timp cât... Dar așa am reacționat și cu Diana, atât timp cât restul nu m-au deranjat sau când am fost eu deranjată, dar am reacționat. E normal să mă apăr. Da, dar vorbește... Păi și tu, când te deranjează ceva, spune omul în față, nu păi doar dacă... m-a deranjat pe mine personal, că dacă se lua de altcineva, cu ce mă impactează? Nu, el zice că trebuia să-i spui ce te deranjează. Până acum te-ai dat prietenul cu ea, da. Exact, fix când ai avut momentul, da. Știi, atunci, bă, mă deranjează asta, asta. Până acum, vai! Și într-un fel, el zice că ai greșit, că ai lăsat-o moale și uite că acum... Traducătorul meu a zis foarte bine. Știi, fiecare, știi, treaba aia cu ce-și face omul cu mâna lui, se cheamă lucru manual. Păi, da, dar nu se face așa, că tu ești puțin falsă dacă o luăm așa, pentru că acum am fost scorpie pentru că te-ai influențat pe tine, dar până acum erai prietenă, nu e ok. Da, bun. Pentru că până acum ea n-a intervenit în relația nimănui, da? Și nu s-a dat la... Bine, Cristi nu e bărbatul meu. Nu, tati, tatu n-ai cu... Da, Dumitrița, eu nu am văzut nicio imagine în care Livia să se fi dat la Cristi. Nicio imagine. Doamna Gabriela, ea recunoscut că îl place pe Cristi. E normal ca el eu, reacționeze. Una este... De ce nu se dă Cristi la Naba? Naba este o femeie mult mai frumoasă, din punctul meu de vedere, și mult mai interesantă. Dar și n-are legătură ce-ți place ție cu ce place altora. Dar uite, da. Dacă mă uit la canapeaua pe care stau ei, de ce n-aș spune că Larisa se dă la... Că stă lângă el. Da, Gabriela, ridic mâna. Păi tocmai, că au fost semne și din partea ei, despre ce vorbim. Ridic mâna ca la școală, nu vreau să vă contrazic, dar credeți-mă că și eu am pățit-o și cred că sunt și alți bărbați care au pățit-o. Sunt femei care pur și simplu se dau la tine. Dar nu trebuie să te atingă. Hai mă, dacă luăm așa, dacă mă nu trebuie să te atingă. Andrei, tot am tăcut. Când a venit Paul peste mine în cameră și eu îi ziceam să iasă afară, nu mi-a zis nimeni că, vezi, Doamne, eu am stat în cameră că mi-a plăcut de el. Despre ce vorbim? Ia că a stat acolo, nu înseamnă că îi place de el. Bă, nu există. Nu, am zis că îi place. Așa te trag de tine, mă, și culc cu tine și tu stai, Și te din cameră. Nu te-a plăcut, dar te-ai culcat cu bărbatul. Rog să aveți grijă. Nu există așa ceva. Nu-mi place, mă iau și plec. Ori mor cu el de gât, ori plec. Nu există, nu există. Doamna Gabriela, mie îmi place ce se întâmplă aici. Serios. Da, nu mi-a plăcut, dar stau. Mie îmi place pentru că s-a lovit cu capul exact atunci când le-am spus eu, băi, hai să prevenim dinainte. Că m-am certat și cu Andrei pe o chestie, de ce nu m-am certat? Cum m-am certat și cu alții la fel, da? Și acum uitați. Că dar mie îmi place că Andrei e șmecher și tare în gură. Acum, de ce? Ca ce? Tu ce implicare ai în toată chestia? Eu zic că Cristi... Că sunt săptămânii și sunt sincer. A fost. Exact aceeași poveste. Păi adică și eu sunt sinceră. Ce te deranjează așa, Robin? Da, sunt și am spus că Cristi chiar e un bărbat frumos. Cine păi poate vedeți, doamna Gabriela, păi da, am zis că sunt femei care se dau la bărbați subtil fără să-i atingă sau să scoată ceva. Vorbind de mine. Păi și ce e așa deranjant? Ar trebui să te simți bine că înseamnă că ești o femeie inteligentă și știi să faci bărbații doar din semne sau din vorbe.